Doamnelor și domnilor, eu sunt Marius de la Magic 5, lângă mine este Marian de la Plato Resto Lounge, da? Încă o dată zic ca să se rețină, Plato Resto Lounge, proaspăt întors din Dubai. În același timp e și Marian de la Le Bonbon și mai este și Marian, omul cu legătura cu tot ce înseamnă mâncare băuturică, printuri prăjiturică și mai ales savarinică. Ce facem noi aici și care e toată nebunia este super simplu. Ne-am gândit să facem podcast. Cum ne-am gândit noi să facem podcast? Foarte simplu. I-am zis lui Robin, eparul de la Earth Production, care by the way e cu power tare pe tot ce înseamnă podcastul ăsta, că ar fi bine să ne apucăm să filmăm o treabă trebuță în care să nu ne menținem și să vorbim despre tot ceea ce se întâmplă în antreprenoriat, digital și de regulă internet. Pentru că este primul episod și este pilot și introducerea trebuie să fie una foarte lungă și cuprinzătoare, eu o să vă spun cum o să funcționeze. Eu nu am pregătit 10 întrebări absolut imbecile pentru invitatul meu Marian, deci chiar nu le am, dar voi pune 10 întrebări absolut imbecile la care Marian cu siguranță ne va răspunde, o să vedem ce o să iasă, iar la final, ca să pot să-i dau ocazia să se răzbune pe întrebările mele, are dreptul să-mi pună o întrebare la care eu să răspund cu sinceritate. Se știe. Asta fiind zise, bine ai venit la Inteligența Art Digitală, un podcast făcut de oameni normali care nu sunt vedete la televizor și simtă nevoia să-și bage logo-ul în podcast ca să mai facă de un pișcot. Și by the way, în caz că n-ați observat, avem și noi sponsorii noștri, deci product placement peste tot. Cine n-are logo să vină la noi, că mai încape. Robin, mai încape în cadru niște loc, două logo-uri, zice eu. Marian, bine te-ai întors de pe Dubai. Să rămână, să rămână. Te-ai întors, cum se pare, că răcit pentru că ți-a bătut aerul condiționat unde nu trebuie. E foarte haos. Întrebarea numărul 1. Care are foarte mare... Apropo, fii antenă, ar trebui să fac... Știi că este o emisiune, este o domnișoară, nu știu cum o cheamă, îmi cer iertare dacă nu știu cum o cheamă, care face o chestie de genul ăsta. Marian, și tu ai ochii albaștri și părul blond și câștigi 3 milioane de euro pe un an, deci... Întrebarea este, cât poartă la papuc Santa Uragan? Bună. Deci eu mă uit la emisiunea Dudui, nu știu cum o cheamă. Denise Rifai. Denise RFI, Radio France International. Rifai. Sunt gheața la mare. Deci, întrebarea numărul 1 este, cum îți vin ideile prin care tu promovezi Plato Resto Lounge, astfel încât de fiecare dată, în fiecare weekend, la tine este plin, indiferent de ce petrecere ai face, că faci petrecere, nu știu, cu tematica burlăcițelor sau calde cu deschizătură spre stânga, la tine o să fie plin. Explică-te rău frumos oamenilor, că eu să... Se pare că ai dat-o din prima grav, pe întrebarea roșie. E complicată. Bă, n-am o ceva așa, nu știu, bă, n-am. Mă scol de dimineață, îmi iau telefonul, așa. Că tot timpul nu mai fac, stau pe telefon, mă duc la toaletă și încep. Bă, ce fac azi? Ce-i azi? Marți? Ce merge cu marți? Habar n-am. La tine, habar n-am, nu știu, că c***o, habar n-am. Cred că sunt native, cred că în altă viață, așa. Am fost un foarte om de marketing. Habar n-am. În altă viață, acum nu sunt. Doar încerc să fiu. Dar lucrurile sunt native. O fac din drag, am foarte mult talent. Așa? Da. Păi nu, asta se vede, deci cum... Votați Marian președinte, vă rog frumos să intrați pe site-ul meu de... VVV, Marian președinte. Cred că sunt chestii native, o fac din drag, mă din plăcere și ies, cred că, foarte bine. Cred. Și eu cred că ies foarte tare, dar ce mi se pare foarte funny este că e tot procesul creativ în sine. Mă trezesc dimineața, îmi iau telefonul, mă duc la budă. Absolut. Și îmi vine o idee. Deci, prin urmare, am putea să spune că este o idee de... Da. Dar faza foarte faină este, pentru cine nu știe, deci eu, motivul pentru care pe tine te-am chemat ca să faci parte din primul podcast care se întâmplă acum, chestie foarte, vă mulțumesc, apreciez. Este pentru că eu nu văd din postura mea de nu știu, om de marketing, care are o agenție de marketing, care are o agenție de web design, cum aș putea eu să fac marketing mai bine pentru tine, care deja o faci tu pentru tine? Adică asta spuneam și în pauza de masă. Cred că foamea, frate. Că o fac din foame. Mi-e foame să fac bani. Vreau să fac bani? Scot un marketing bun. Nu vreau să fac bani? Nu mănânc. Și nu? Atunci, uite, asta cumva ar trebui să devină un soi de, nu știu, lecție de învățat, de antreprenoriat pe care nu o tine. Da, e un bici în spate. E un bici. Adică... Am
leasing, am rate, am dobânzi, trebuie să fac bani, frate. Cum faci bani? Păi fac un marketing bun. Corect. Corect. Mă auto-împing. Corect. Că dacă nu mă împing băncile. Din păcate, toată lumea știe cine. Întrebarea numărul 2, care trebuia să fie idiotă, dar nu este idiotă, este. Business-ul tău a început și l-ai deschis, din ce ține mine minte, adică încă nu ai un an de zile de când ai început toată povestea. Iulie. 28. Mamă, mulți înainte. Sărătoasă. Apropo, știi că business-urile care-s deschise iulie, noi am deschis aici în 27, dar sărbătorim în 1 august pentru că Teddy a fost, știi? Dar crede-mă, e pe valoare. Tu cumva, mai mult ca sigur că ți-ai făcut niște planuri de în cât timp să-ți amortizezi investiția. Și acum, că aici e un mit. Eu tot văd pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, pe whatever, tot soiul de guru din ăștia magii care vin și spun: hei, bagă la Coco 2000 de euro că te învăț eu cum să faci un business care să-ți creezi return în 6 luni de zile, ți-ai recuperat investiția. Da. Eu știu că e bullshit, tu știi că e bullshit, e bullshit în engleză. Știm că este o idee proastă și că așa ceva nu se întâmplă decât dacă te duci și dai un tun. Zile tu oamenilor, cam în cât timp ți-ai propus tu să-ți recuperezi investiția în Plato? Bă, în primul rând mi-am propus să mi-o recuperez. Adică, dacă ca timp, zic, vreau să-mi zgod, dar nu, corfit. Mă, un termen realist îl duc poate spre 3 ani. Ok. Da? Realist. Dacă totul merge ca până acum și eu mă mențin acolo și cei de lângă mine sunt lângă mine, cred că în 3 ani sunt ok. Super tare. Dar dacă nu mai ne lovește o pandemie sau ceva, nu mai primim vreo palmă de asta din spate, atunci cred că urcăm în 6-7. Bine, dacă se închide ară planeta, țara și zic, universul, că așa au hotărât nu știu care chel. Exact, care papucii tăi. Alo, închide, am exact, zis, da. Nu prea e cum. Nu, eu cam așa zic, tot trend realistic. Da? Am înțeles. Vedem. Uite, am una pentru tine. Nu e o întrebare, e mai mult o provocare. Te agi. Pentru cine nu știe, noi suntem la Ploiești, suntem ploieșteni, din Plăbine, nu-s ploieștean, nu contează. În clipa asta, ploieștean adoptat. E adoptat, corect. Adoptat. Și noi la Ploiești avem o vedetă autohtonă care cântă la mari festivaluri de 200, 500, 350 de oameni, evident cu bon fiscal și alte treburi. Are și niște mașini, nu o să-i dau numele, că dacă dau cu nume, o să-mi iau cu hate. Okay. Așa că o să las lumea să priceapă despre cine e vorba. Pot să zic doar atâta, că se ocupă cu șaorma. Mucles, că sunt doi și amândoi sunt bazați. Și atunci nu se prinde nimeni. Că e de la Băneasa, că e de la Otopeni. V-am băgat în ceață, nebunilor. Hâți. Nu e acolo. Am o provocare pentru tine. Te rog. Dacă eu, de exemplu, aș produce vazelină de cireșe, aș fi producător de vazelină de cireșe și tu nu ai face platouri absolut epice și prăjituri absolut mirobolante, miroase, ce ne mai place scuze, scăica. Scuze. Ți-a fi foame. Scuze. Nu. Dacă aș produce vazelină de cireșe și aș veni la tine ca și om de marketing, da? Nu ca și antreprenor, și ți-a zice, uite, am 10.000 de euro să mă promovezi. Ce idee îți vine acum pe loc să promovezi vazelina de cireșe în domeniul autohton, în piața autohtonă? Tu ce să zic, cireșa e scumpă. Deci din start plecăm bine. Da? Cine are cireșe, și cine face din ele absolut orice altceva, din start, cred că va trebui să mărești puțin bugetul. Aure. Pentru că tot ai bani, da? Adică 10.000 de euro nu sunt bani. Da? Gândirea asta e a mea. Dacă tu faci bani din ceva care fac foarte mulți bani, acea propunere a ta să vină cu un zero în plus. Și atunci și ideea mea a fi pe măsură. Deci, schimb întrebarea. Deci. Și acum, întrebarea numărul 3. De ce cireșe și nu vazelină? Da, de ce cireșe și nu sluzeți? Uite, am altă întrebare. Zi. Tu te promovezi foarte mult? Nu. Vreau să vă zic o chestie foarte tare. Deci fiți antene. E o chestie pe care doar la Marian am văzut-o și din punctul meu de vedere poate fi replicată de oricine care are un business în domeniul ospitalității. Marian a decis, în afară de faptul că comunică și o face foarte bine pe social media, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, au făcut o chestie care mi se pare genială și anume, au făcut un grup de WhatsApp cu absolut toți clienții pe care are și prietenii pe care are, au oprit posibilitatea ca ceilalți participanți la grup să comunice. Și până facem un brainstorm, să facem. Și ne-au scris foarte frumos, bă, noi facem evenimentul ăsta, am zis,
poți să vii să te distrezi la ala, dacă ai întrebări, adresează-le în privatul unuia dintre admin. Și din punctul meu de vedere este un canal de comunicare super tare și foarte șmecher. Și direct. Și direct. De ce? Tocmai pentru că e foarte direct. Pentru că ajunge repede la om. Rata de deschidere a unui mesaj de WhatsApp este 100%. De vreo 95%. În timp ce rata de a ajunge la un om cu un mesaj pe Facebook e câteodată și de 2-3%. De câți bani bagi? De unde ți-a venit ideea? Bă, eu am tot timpul am cu asta de WhatsApp, am foarte multe grupuri de WhatsApp, începând de la petreceri, când e ziua mea, fac un grup de WhatsApp, bă, e ziua mea, hai să bem la cutare. Așa. Sau, bă, de Crăciun, hai în cutare. Și cum să fac eu să ajung la tine, Marius, într-un mod plăcut, dar să te și răsplătesc că ești acolo în grupul al meu, să fie ceva în plus. Pentru că ceea ce tu n-ai spus, dacă tu ești în grupul ăla acolo și îți pun o postare, eu îți dau și ceva în plus. Corect. Zic, bă, boss, ai rămas în grup, marfă, s-o rămas pentru masă, dar uite că ai rămas în grup, îți dau ceva în plus. Cine e în grupul ăla are mai multe beneficii. Deci cumva noi suntem privilegiați că suntem în grupul ăla. Și dacă, de exemplu, ce condiții ar trebui să îndeplinesc eu? Să intri în grup, să nu ieși. Să intru în grup și să nu ieși. Deci dacă vrea careva în grup... În grup, dacă vrea, intri și nu mai ieși în grup. Dacă vrea careva să-i se bage la valiera... Pe interior? Fii atent, dacă scui... Da. O să încerc să nu fac treaba asta. Că să pară foarte ocurt. Da, nu fac. Grupul foarte e foarte bună a mea, de care sunt foarte mândru și care a mers foarte bine. Pentru că de acolo văd exact rezervările. Că mă sună și îmi spun, auzi, ai pus pe grup. Mai ai mese? Da. Și zic, aolo, cred că mai am o masă. Chiar că eu sunt gol. Zic, cred că mai am o masă. Zic, hai că te ajut, că dacă e din grup. Dar o chestie foarte interesantă la Plato. Îi zicem Plato, da? Bine, în afara faptului că logo-ul tău este cu hipster, hipsterul fiind o specie pe cale de dispariție, știi, nu? Că o să ajungi la concluzia că toți hipsterii arată la fel între ei. Și o problemă. Da. E o chestie foarte tare. Dincolo de faptul că cumva prin logo, prin mesaje, prin tot ceea ce faci, te duci într-o direcție de oameni care sunt tineri, care cumva, hai să zicem că sunt mai early adopters și sunt, nu știu, mai deschis să încerce ceva nou. În același timp, eu văzând la tine pe social media și ceea ce comunici și văzând oamenii care își dau check-in acolo, sunt și foarte mulți oameni pe care în mod normal nu i-ai vedea în locul ăsta, în genul ăsta de locații. I-ai vedea mai degrabă, nu știu, la Super Rășin, la Maxim 25 de stele, la... Uite, mi-am dat check-in pe centru vechi. Exact. Și întrebarea mea este, cum reușești tu ca și owner, pentru că, da, până la urmă, ăsta e bebelușul tău, da? Cum reușești să ajungi la toți oamenii ăștia și să reușești să ai o clientelă atât de diversificată, că cumva tu nu poți să zici că ai o nișă. Studenți, nu, da? Nu. La tine, orice client care cumva e fan mâncare altfel, trebuie să vină acolo. Trebuie să vină acolo. Da. Cum reușești să ajungi la toți? Cred că plec cumva din promovare. Mă duc foarte... nu mă duc subiectiv. Merg foarte, pe o plajă foarte mare. De ce faci, mă, stai, că acum deci te înjură unică. Nu, domnule, că trebuie avatarul clientului care să axa durere. Eu merg să te lăvesc, îți dau o glumă și ție, o glumă și lui Robi, da? Și o glumă și lui Cosmin. Și lui Chelba. Mă rog, Marin, scuze. Marin, doamna, da? Marin, doamna Marin. Scuze. Mielu. Să te mai te rog, că să fie cu problemă. Să va fi sacrificat. Da. Și adică cumva încerc să acopăr fiecare plaje, da? De om. Și vine și el care are un X7 și abar n-am ultimul iPhone și sparge 1000 de lei pe două sucuri. Și el care bea două beri și mănâncă un platou mic. Un fito misto care e foarte bun. Robin, te rog, uite, Robin, da? Adică cumva încerc să-i prind pe toți. Și partea marfă e că toți se simt bine acolo. Adică toți, chiar dacă lângă e Vasilică și apoi lângă e Dominic, ei împreună corelează și creează un nucleu frumos de un party de habar n-am 10 ore dus la final cu bucurie. Și cu fericire. Eu confirm ceea ce a zis Marian, deoarece și pentru că am fost la petreceri la Plato și e... Nu știu, adică rar mi-a fost dat într-o locație și din Ploiești și din București și de la mine de acasă din Bista să mă simt atât de nu știu cum, acasă. Adică exact, tot zic, bă, când vin la tine, jur că mă simt ca acasă. Adică n-avem, abar n-am conduite, suntem relaxați, suntem, bem, ne distrăm, vrei să faci ceva, abar nu știu pe masă, să uite pe masă. Adică e plăcerea ta și vrei te abar n-am te bucură, fă, frate, de cap, simte-te bine, frate. Mă rog, rămânem cu rugul. Păi da, uite, vezi că cumva ceea ce zici tu contrazice ceea ce zic toți
Era să zic boulanger, dar dacă zic boulangerie, de la boulangerie, boulangerie. O să-mi sară în cap niște unii și na, nu e ok. Mai ales că aia dacă ți-ar în cap, s-ar putea să ai o problemă nu cu mulțumesc. Cuvântul. Dar cumva ceea ce zici tu, nu cumva, că ceea ce zici tu contrazice fix ceea ce zic toți ăștia de vând cursuri. Că am o problemă acum cu ăștia care vând cursuri. E o modă, e o modă. Da, toți o devenim public speaker. E marfă, e marfă. Dă bine. E dă bine. Și ăștia care sunt public speaker, ei cumva au citit prin cărțile în America, că sunt câteva cărți în America pe care orice prost le poate citi bine. Orice prost, sunt unii care nu citesc. Dar o preluat așa o retorică în asta infectă, prin care trebuie să-ți faci avatarul clientului ca să știi pe cine să adresezi. Da, doamnelor și domnilor, Marian a făcut avatarul clientului și toți pot să fie clienții lui și funcționează. După care, trebuie să ai niște reguli conform căruia să automatizezi niște lucruri și niște procese, astfel când prin automatizarea aia tu să generezi un venit suplimentar și oamenii să facă cam cumva ce și-ar dori ei. Da, doamnelor și domnilor, încă o dată revin, Marian face fix invers și funcționează. Ce le-ai spune tu DJ-ilor ăstora care vin și șoart cu dă și mie 2000 de coco pe un curs ca să te fac milionar? Să duc la muncă, tată, la muncă. Că suntem sătui, frate, de cerșători și de... Nu mai putem, sincer, nu merge așa. Nu, bă, că de-aia sunt multe chestii falimentare, multe firme. Pentru că tu care nu știi, tu știi că asta faci de când te știi, dar unul care nu știe, geniu, are și el în buzunar 1000 de coco și vrea să facă ceva. Vine la Vasilică, e dorit că, bă, îl vede îmbrăcat frumos, are cuvinte, are prestanță. Bă, boss, învață-mă. Bă, și îl învață băiatul, dar îl învață prost. Și de aia nu merge. Pentru că ce zice el, nu se pupă cu piața, frate. Realul nu e egal cu ce zice. Sunt două lucruri total sunt multe total pe care le văd și eu și le văd și mă închid, zic, bă, boss, zic, nu. Nu, scuze, dar nu. Nu m-a ajutat cu nimic. Eu nu mai repet ce o zici, Marian, dar cum ar zice, ar fi mai bine, mai mult cu sapa și mai puțin cu mapa. Asta zic. Hai să vorbim un pic de Savarin, te scuz, deci ca să înțelegeți. Vreau să plătesc parcarea iar că s-a dus ora. Marian, trebuie să plătească. La noi, la Magic 5, dacă vreți să ne vizitați pe Bulevardul Independenței 25 bis, să știți că grație omului minunat care conduce această urbe care se numește Ploiești, noi nu mai avem locuri de parcare, decât cu plată. Am dat un politic, nu Robin, cred că se supără pe mine. Exact. Dacă mă auzi și te superi pe mine, să știi că apreciez foarte tare că ai umplut orașul de relantisoare și de parcări cu plată. E o idee genială, keep it up with the good work. Dar căldură la băieți când le mai dai. Am băgat-o și pe aia politică în emisiune, da, ca să știi. Nu am centrat. Tabugant. Hai să spun o întrebare mai, ca să zic așa, ce, mai... Ce mai poate să fie după ce a venit? Păi poate ce să mai poate să mai se zică? Pentru că tu ești în industria, că știi că așa îi zice, industria ospitalității, adică voi trebuie să fiți ospitaliere. Cârciumar. Bodega, tată, bodega. Zi-mi care a fost cea mai nașpa chestie pe care ai pățit-o cu un client. Să mă bată. Dar de ce? De ce? Așa a vrut el, mă știu. De ce? Care era supără? Da. Am avut o chestie cu ceva timp, când am deschis, o altercație, în care eu am vrut să aplanez. Tu ce vrei, mă? Zic, bă, zic, hai afară. Au. Zicam, buba, scuze, și-am plecat. Da, urât. Da. Și poliția a intervenit sau poliția își face datoria doar în care poliția, a venit și poliția de-a doua zi. A întârziat puțin. Apropo, cu poliția cum te înțelegi? Bă, o relație foarte apropiată, adică ne vizităm, adică deja ne știm unul pe altul. A, Marian, Vasilică, Nimică, ce mâncați? Nu mâncăm. Ce vreți, gărăgie? Zic, închid? Da. Mai stau puțin, cam cât? Zic, cât până plecă lumea, zic, nu se poate. Dar în rest sunt ok. Mă, vara am problemă cu poliția, dat fiind și faptul că eu vreau lanciul ăsta puțin mai gălăgios. Adică eu sunt un tip foarte agitat. Mie îmi place bodega, îmi place discoteca, cârciuma, băutura, mă rog, veselie. Dar înăuntru e bine. Înăuntru bubuim cu niște boxe GBL-uri, atât, două, la număr. Product placement, GBL de cașcavalul. Da, GBL. Cosmin aici de față, în spate, de fapt, ne-a făcut cu muzica și e demenția. Dar e fără poliție. În schimb, vara e cu poliție. Pentru mine asta cumva și aici apare o chestie, pentru că cumva... Dar nu e gălăgie. Eu înțeleg. Nu e gălăgie. Cumva cred că e altceva în spate. Știu. Pentru că am testat mai mulți, treci fiind, da? Nu neapărat chircheliți, am testat cu aparate volumul și decent, frate. Adică bate cumva 80, apar n-am, ceea ce e decent. Acolo, la untru, nu e pe stradă. Cred că e altceva. Cred că politic.
Dar uite și aici e o chestie, pentru că eu sunt de acord, eu sunt de acord ca țara să fie în liniște și cumva dreptul fiecăruia de a nu asculta gălăgie să fie respectat. Total de acord. Sunt foarte de acord cu chestia asta. Dar pe de altă parte, încerc să mă pun în papucii tăi și din perspectiva aia altă. Adică, na, tu ai creat un business, tu implicit produci niște taxe, taxe care absolut se plătesc. Măricele. Și măricele și nu ușor. Că, na, pentru de cine nu știe, ușor. E foarte ușor să fii antreprenor în România. E extrem de ușor. Dacă mă uit acum la unul care scrie legi, parcă văd că mâine control că. Da, așa funcționează România. Dacă zici ceva nașpet și nasol de unul care dă cu legea, mâine vine cu controlul, ei verifică, n-au ce să știi și toată lumea e fericită. Și mă pun cumva în papucii tăi și stau și mă gândesc, bă, da, cumva n-ar trebui reglementată toată zona asta și nu doar din perspectiva omului din capătul celălalt care da, ascultă muzica mai tare, ci și din partea asta altă a legislației pentru locuri în care se pune muzică și să existe un tărâm de mijloc, nu să fii tot timpul într-o situație conflictuală cu poliția în care vine poliția, bă, dă muzica mai încet, o dai, pe care mâine e de la loc, după care. Adică tu dacă ai fi în poziția ca mâine să decizi o lege în direcția asta, cum ar fi bă, legea asta? Susține, frate, că locul ăla de ce fie, bodegă, cărciu, restaurant, îți a avut o comunitate, frate. Corect. Îți dă angajați, da, îți dă salariu. Și îți dă și hype, îți dă multul de libertate. Trebuie cumva ajutat susținut. Nu știu cum se va face. Nu se va face. Categoric. Nu cred că nu se vrea. Cred că nu contează. Da. Doar că dacă cumva aș găsi o nișă, ca cineva de sus să zică, bă, boss, ia vină încoa. Când ai tu partiuri? Păi zic, am doar vineri, frate. Păi uite, vineri facem cumva, omenește, cu tot cartierul vorbim, de la 8 la, habar n-am, 0000, să-ți dau voie să asculti, mă, nu obraznic de tare, dar decent, o muzică cum vrei tu. Eu nu sunt de acord cu tine. Și spun și de ce nu sunt de acord cu tine. Din punctul meu de vedere, legea în România este aplicată cu dublă măsură și o să-ți explic și de ce. Tu că ești mic și vai mama ta și probabil nu produci 10 milioane de euro pe seară plătite în taxe, ești amendat dacă dai muzica un pic mai tare, corect? Corect. Bun. Dar toți aia care au festivaluri, Cluj, Constanța, București, și nu bubuie muzica într-o seară, o bubuie o săptămână, dar produc niște miliarde la bugetul local, ăia nu primesc amenzi, nu? A, acolo greșesc. Păi și atunci nu-i cumva dublă măsură sau cumva legea în România e făcută la nivel la care, bă, dacă e suficient de mic și de prost și nu generezi foarte mulți bani, atunci ești bun de plată, în schimb dacă e suficient de mare, bine, acum e un adevăr, că toată lumea știe ce vorbesc. Da. Bă, la mic în groapă, pe la mare ajută-l. Păi da, da. Cât mai tolerăm noi mizeria asta? Că până la un cărc făcut de niște unii care au ajuns în niște funcții care spline niște pile nepotisme și alte rahaturi. Datoria lor e să facă cumva să reprindă și noi să-i băgălim. A, deci, noi mici care ne facem treaba și încercăm să facem da, ceva să creștem, da, trebuie să ne păzim ăia mari care așa trebuie să funcționeze. Absolut. Faină societate. Dacă vi s-a făcut foame, veniți să mâncați, că mie mi s-a făcut. Și asta au intervenit de pe la străzi. Ce râzi, Andrei, ți-i foame? Hai, Andrei, ia! Hai să-ți dau o scoică! Vienisi! Hai să te dau cu cartoful dulce! Hai să bagi cartoful în sos! Dar n-avem sos! Dar n-avem sos! Păi nu că sosul există, dar că el stă aici, ca să ținem și noi. Are o altă trebuințare. Are altă trebuințare. Caterinca, da. Da, hai, complicat. Hai să spun altă întrebare. Te rog. Care este cel mai celebru client pe care l-ai avut? Că sigur ai avut. Adică n-ai cum, ești în Ploiești. Celebru local sau național? Vreau național. Că cel mai, nu știu, să zicem că dacă ar fi fost la tine Sylvester Stallone și cu Loredana Marin, tu acum ai zice, a fost Băsescu în vizită. Ok, ok. Bă, nu cred că am avut ceva așa... Trebuie să nu mint. Dă-mi vreo secundă, se poate? Da, și 10 secunde, nu. Au fost, local au fost mai toți pe aici care sunt pe rinde pe YouTube și pe Facebook, cu mii și mii și mii, mii, mii de aprecieri. Super, bă. Balu Fegu. Bă, sunt răzut. Milioane și milioane și milioane. Nu, și nu milioane. Te, orice. Noi am făcut site-ul Fuego, îl stimăm mult. Dacă au vreo glumă cum podobește doamna Bradu. Dai de bine, din contră, îl respect și îl apreciez. Da, nu. Bă, nu știu, nu cred că am avut ceva... Sau nu l-am văzut eu. Ce național? Nu cred am avut. Am înțeles. Deci, păi, nu mă calcă. Ăștia locali sunt cam naționali. Da, nu știu. Cred că cea mai mare așa ființă care
a putut călca acel prag al, al Bodegii, din punct de vedere al meu, am fost eu. Altcineva nu cred că l-a fost important. Da, nu, n-a fost, iartă-mă, n-a fost, nu am, n-am răspuns. N-am răspuns. Deci mă jur, l-am văzut pe Marian, l-am văzut pe Marian, intrând la el pe terasă, știi cum? Poziția Jesus floating, știi? Hai, hai! Luați-mi geaca. Dați-vă cineva să-mi dea jos geaca. Da. Gigi, transformă și tu repede pe apa aia, bagă și tu niște vin roșu și gazele apă în vin. Dacă tu măcar nepere bună de sentire tu, atunci restul cum să aibă? Știi că este, este un, un nene absolut faimos pe TikTok, nu știu dacă știi bine. Știi, nu știi, nu contează, că oricum el e faimos. Cam în știu TikTok-ul, cam îl știu. Care vinde fructe de mare. Da. Și la un moment dat, la un moment dat, nenea, nu dau nume, că nu, așa, a avut el un clinch în care cu niște internauți, ca așa ni se zice, mai dacă stai pe internet ești internaut, eu vreau să fiu cosmonaut sau astronaut, prin care el zicea, bă, la noi servicii, la noi cumva prețul justifică serviciile pe care le avem și prețul este mare pentru că avem servire, avem aia. Și în secunda numărul 2 s-a umplut acolo în zona de comentarii de oameni care zicea, bă, cam fur curent, adică nu prea pus la tine serviciile. Întrebare. Eu sunt convins de faptul că tot timpul în situații de genul ăsta adevărul undeva la mijloc și că n-ai cum să satisfaci din punct de vedere client pe absolut toată lumea. Adevărul nu are cum să fie la mijloc. Păi, și adevărul ori e stânga, ori e dreapta. Că de-aia e adevăr. Am înțeles. Nu? Și cum e în cazul ăsta? În cazul lui? Da. Bă, frate, omul bubuit-o isteț. Da. Am avut noroc. Are un personaj, frate, care cumva ne regăsim toți în el. Eu nu. Un cărciumar bețiv. Eu nu. Care o duce bine femei, mașini și omul. Ferrari, femei, și omul bubuit-o bine cu asta. Pentru că dacă tu îți dai check-in la el, Sanchi, te asociezi cu el, că ești prieten cu el, frate. Uite, am fule la cărciumă, sunt cineva. Păi și dacă mă duc și dau check-in la Cotroceni, sunt tovarăș cu ficusul. Da, te asociezi cu Cotroceni. Ok. Sunt prietenul de Cotroceni. Okay. Nu, omul bubuit-o isteț, nu e tipologia mea de marketing. E un marketing dobitoc, dacă mă întrebi. Dar am bubuit-o. Nu știu cum a făcut, cum a reușit, dar uite-l că a rupt, deci a rupt. Și dacă nu vreau să zic, dar ce am aici eu, e mult mai mult ce are. Nu vreau să fiu nici modest, că nu sunt. Dar, sunt sincer, sunt fără sincer. Nu știu dacă el are făceva, dar, mă rog, în fine, suntem răi. E nașpa, mamă, ce foame o să vi se facă. Mamă, ce cartofi. E nasol. E nașpa, bine, eu zic tare, e nașpa, ca să mă audă colegii, știi? Să nu mai iei telefon, săracu. Domnul Robin. Ba și tu un animal mor venit de pe ocean direct. Veni cu avionul. I-am mâncat codița. Veni cu avionul. Da, mă. Mamă, ce ai făcut, frate, mă? Nasol. Scuze. Mamă. N-am vrut. Am dat cu noroi. Nu mergeți, frate, la... Nu, serios. Am dat cu noroi, scuze. Deci vezi că ăsta nu era spălat cum trebuie. Am înțeles, ne-a dușat. Deci... Scuze. Ca să înțelegeți de la mine, da? Scoica asta e de pe Pantelimon. Iar... Te vedem, Bobița. Nu, mă, stai. Și lângă ea a fost un pește de berceni, dar nu-l mai avem, că între timp l-au arestat. Prăjit. De pipera. Care e cea mai imbecilă cerință pe care ai avut-o de la un client? Hai că trebuie să fie una. Puh, sunt multe. Ziua aia, aia cea mai faină. Foarte multe. Unul a vrut boxa acasă. Că vrea boxa acasă și ea, să ascultă muzică, zice, jur, nu știu, auzi bus, mort, boxe, dă-i șmiterul, și că acum, sau mai târziu, habar n-am, să-i fac fasole, ai cerut unul, cum a fasole, da, vrei fasole, ai putut, și? Îmi faci, frate, șmiterul, i-am făcut, da, i-am făcut, ce stai puțin bus, m-am dus la magazin de peste drum, m-am dus pune fasole, i l-am fiert, și l-am, trebuie să povestesc una, fii l-am servit. Era la un moment dat, în viața asta, acum vreo 10 ani de zile, să tot fie vreo 10, nu, am vreo 9 ani de zile, înainte să mă mut la Ploiești, era manager de bar în București, într-un bar super mișto, se numește Papiota, n-aș vrea să-i dau numele în contextul a ceea ce urmează să povestesc, dar na, Papiota. Și eu cum lucram foarte mult de noapte, că na, intram seara, ieșeam dimineața, pentru că erau petreceri, pentru că, la un moment dat am început să mă îngraș și am zis, bă, hai să mai slăbesc un pic, ca să nu mai mănânc șaorme și alte nenorocel de pe centru vechi. Ce m-am gândit eu? Mănânc alune, mă înțelegi? Cele și mai... Te slăbești de la alune, din părță, adică am ales pe... Am citit eu nu știu undeva, nu mai citiți toate porcările. Greșeal.
Și stăteam eu la o petrecere, puneam muzică Amy, nu uit că trăiesc. Amy e un super DJ, e foarte tare, ăla, i-am și zis la un moment dat că dacă îmi pune muzică, e o problemă că nu se termină niciodată. Înțelegi? Deci omul pleca din papiotă doar după ce îi scoteai boxele din priză, că altfel n-avea nicio șansă cu el. Whatever. Și stăteam eu, punea Amy-a meu muzică și erau oameni și dansau și se simțeau bine. Și eu aveam alune băgate în buzunar, mă înțelegi? Ca pe semințe. Da, și stăteam și din când în când mai aruncam câte o de-asta. Și la un moment dat, unul lângă mine, așa, subțire, frumos, dansa. Eu tot mai băgam, mă. Și la un moment dat zice, frate meu, Zita, hai să dai și mie o boabă. Zic, da, frate, mă, zic, îți dau vreo 3 în fâine. Și am scos și am dat niște alune. Cum era un pic întuneric, omul n-o văzut. A luat-o și zis, băi, de că asta îmi... Unde ai ținut-o? Și a zis, prietene, tu știi pe Ionuț? Zice, nu, stai că-ți facă cunoștință. Ionuț era bodyguardul da, nostru. 20 de ani, 2 metri și mult. Zic, ia, du-te pe la plimbare, știi? Ideea e că în perioada aia care a fost, by the way, cea mai faină perioadă din viața mea ever, când am lucrat în Papiota și acolo sunt după cele mai faine chestii în lume, am văzut atât de multe și eu n-am crezut vreodată că niște oameni care sunt clienți undeva, într-un birt, într-un restaurant, în unde vrei tu, poate să ajungă să facă chestiile pe care le fac. Deci, la un moment dat, a fost venit unul care era ceva șmecher pe la Galeria Rapidului, cu încă niște prieteni, la o petrecere care nu erau de ei, că oamenii clar erau un alt film, adică ei ascultau muzică mult mai colorată. Nu? Așa? S-au îmbătat și au început să se bată între ei, mă. Bă, se băteau între ei. Foarte bine. I-am dat afară, după ce i-am dat afară și-a dat seama că nu mai poate să intre înăuntru, ăla care era cel mai mare dintre ei, i-a bătut pe aia la strec, care era. Au stricat combinația. Da, combinația de a fi la un club de fiți. Da. Nu, sunt multe întâmplări, sunt multe... Bă, când lucrezi cu omul e foarte complicat. E foarte greu. Nu cred, da. Dar e foarte greu. Și mulți de buni. Prea mulți. Mulți de buni. Prea mulți. Deci și-o cade mult de voi. Fii antenă, mi-a venit una în cap. Tu acum te-ai întors din Dubai. Arunc-o. Da, din Dubai. Arunc-o. Pentru cine nu știe, omul și-a comandat scris pe Burj Al Arab, se numește. Și-a scris numele, da. S-a dus, s-a făcut pișul nisip, a scris Marian was cu galben. Cu galben. Adică pe sistemul dat, găsiți nisip galben, sfatul ar fi să vă feriți. Să nu vezi. Întrebare, că acum cândva ai văzut o cultură acolo și poți să pui în balanță ce faci tu în România versus ce se întâmplă acolo pe aceeași nișă ca a ta. Crezi că tu, de exemplu, cu experiența pe care o ai astăzi, cu ceea ce ai reușit să faci în Ploiești, ai putea să duplici, să faci similar aceeași chestie și în Dubai? Absolut. Și ar fi mai greu sau mai ușor decât mai ușor aici? Păi de ce? Pentru că e o piață mult mai ușoară, cu foarte mulți bani, cu puține pretenții. Ok. Da. Deci noi trăim într-o piață în care pretențele sunt foarte multe pentru... Și bani puțin, 2 lei. 2 lei. Da. Și dacă eu aș fi acum antreprenor, nu știu, în direcția așa, aș veni la tine. Zice, bă, mă, te vreau să fac și eu aceeași chestie pe care o faci tu. Și am banii ăștia și posibilitatea asta, să o fac în România sau să o fac în Dubai, e clar, deja mi-ai spus, m-aș duce în Dubai. Absolut. Dar dacă aș ține morții să o fac în România, ce mai sfătui? Adică la ce mai pune să fiu atent înainte să mă bag în povestea asta? De bodegă? Da, de bodegă. De bodegă. Nu de dulciu, că la dulciu e foarte clar. Adică eu, asta pentru mine e o zonă, știi cum e big f***. Îți spun și de ce. Mie mi se pare atât de genial să reușești să produci așa ceva. Stai să râd la cameră, să vede pe cameră, mamă, de ce nu vreți să știți? Mi-o crescut glicemia până în aer. Bă, și înapoi. Ce să fac, Robin? Tu vorbești, mă? Deci eu și cu Robin de la Airs Production suntem urși și panda, adică Kung Fu Panda. Eu salb și el negru. Mi se pare super complicat de făcut toată treaba asta, tocmai din cauza riscurilor pe care le implică protecția alimentară, știi? Și mai mult dată mi se pare super greu de promova chestia asta. Am intrat și pe piață, nu sunt jucători foarte mulți. Iar ăia care sunt trebuie să țină un nivel de calitate atât de ridicat, pentru că aici poți să dai greș instantaneu, ai scăpat lingura de zahăr, care nu trebuie, la secundă nu mai ești. Dar cumva mi se pare că aceleași rigori care se aplică la dulciuri și toată zona de dulciuri au început să se aplice și în zona de restaurante. Adică nu mai e simplu. Pe vremuri puteai să vinzi niște cartofi prăjiți și o ceafă de porc, 3 mici și o salată de varză și aia era, aveai birt. Mm-hmm. Acum nu, na, papucii mei. O să adică, fenteuri. Știi? Și ce mi-ai zice mie, adică ca și antreprenor, de ce să mă feresc sau la ce să fiu atent înainte să mă bag într-un business cu făcut de mâncare și respectiv cu organizat de petreceri? Să fii atent, e foarte important ce ai acasă.
Pentru că sunt șanse mari să zici pa. Da? Grăciuma este primul pas către divorț. Da? Adică când intri într-un atunci domeniu, nu mai ești acasă. Dar dacă tu crezi că ai timp, fă-ți. Dacă n-ai timp, nu o să faci. E primul pas. La mine, când faci montajul, sunt le Jacksana. Pui și tu o muzică de fundal, să nu tai asta la montaj. Pui și tu o muzică de fundal pe ce-o zis, da cu daia, de, știi? Cu vioară. Da. Da, mă, dar dacă nu ești asumat să-ți pierzi ceva, făcând asta, ceva apropiat, nu o faci. Pentru că e la un pas. Cât timp pe zi îți mănâncă business-ul? Toată ziua. Toată ziua. Și noapte. La un moment dat a venit cineva la mine să-l consiliez vis-a-vis de chestia asta. Mai fac, să zicem, mai fac un pic de consultanță de marketing și de mai fac pentru și de business. Altele. Da, pentru puține altele. Și a venit unul și a zis, bă, am 50.000 de euro, vreau să mă apuc să fac un birt, să fac o chestie, nu știu ce. Și a zis, ironia e că eu pe vremea aia nu te știam. I-am zis fix exact aceeași chestie pe care ai spus-o tu acum. I-am zis, bă, dacă te bagi în zona asta, viața ta înseamnă 75% stai în restaurant sau în bar și 25% dormi. Da, viața ta personală încetează să existe, trebuie să ai nu susținere de acasă, adică doamnelor care vă vine soțul și vă propune să facă restaurant, nu vă imaginați că mi-are omul și, nu știu, dă trei ordine și vine cașcavalul înapoi. Nu, trebuie să se implice, trebuie să aibă grijă ca oamenii să nu-l fure, trebuie să aibă grijă de clienți, de cerere clienților. Mai mult de atâta, există ispite la tot pasul, ce să vezi, că prin restaurante din când în când mai calcă și femei frumoase. Nu doar jivinele care se împing la coadă la Lidl, eu vorbesc de alea cu piciorul frumos. Deci alea e un pericol. După care ai controle, ai taxe, ai aprovizionare, ai furnizori. Ai acte peste acte peste acte peste acte, bucătărie, dacă după mânca mama dracu să-ți faci bucătărie, iată alte riscuri suplimentare. Și un business de genul acesta, din punctul meu de vedere, în România, indiferent de cât de bun manager, gestionar ai fi tu, îți mănâncă efectiv ziua, adică îți trebuie niște ficați să te bagi în el de nu-i adevărat. Fun fact, eu am plecat din Papiota, din București, din zona de management de Horeca, în momentul în care nevastă mi-a rămas gravidă. Eu am zis în felul următor, eu copilul nu o să am cum să fiu prezent în viața lui făcând ceea ce fac astăzi. N-ai cum. 7 zile din 7, minim 12 ore pe zi. N-ai cum. Așa că dacă ai ceva bani de băgat într-un restaurant, te rog, eu nu te rog, te-am spre agenție de marketing, că aici ai, apropo, am descoperit azi dimineață că la fiecare etaj de bloc din oraș, din orașul ăsta cel puțin există măcar o agenție de marketing sau un ADO design. Sunt mai multe ca firme, nu? Da, deschise. Am găsit pe unii azi dimineață, am făcut un TikTok despre ei, s-ar putea să-mi dea cu hei, dar mi se rupe, deci chiar mi se rupe, deci oamenii aveau pe site, te ții, da? 5 ani de zile experiență. L-am văzut, ce mizerie, de 2022 de 150 de clienți și 1500 de proiecte. Ce mizerie, mă. 1500 de proiecte. Bă, Gigi! Da, mă, da. Bă, cum, mă? De fiecare client. 10 proiecte. Minim 10. Da, minim 10. Da, mă, da. Că na, unul poate cumpăra. Nu știm, mă, noi, ne suntem mici. Ideea e că și faptul cum scriau, frate, adică în ziua de azi nu mai văd un text fără ă. Ă. Fără ț. Lasă-mă puțin. Da, dar vezi că e o problemă, cică. Că ce? Fii antenă. Fun fact, iarăși, că e cu fun fact-ul. Da. Mie mi se pare logic și ție la fel, ca noi în momentul în care scriem în limba română să scriem cu diacritice. Absolut. Corect? E, cum să zic eu, de bun simț. Bă, asta am învățat la școală, așa se scrie. Absolut. Din perspectiva lui Google, nu e mișto. Nu-ți indexează? E prost Google. Deci am avut un exemplu zilele trecute, același cu același keyword scris fără diacritice, același keyword scris cu diacritice și by the way, dacă ajunge vreunul care pe la SEO pe aici, o să vezi cum o să se tripeze și o să se ridice de că nu, domnule, că fur curent, că Google face diferența. Și ce să vezi, ăla cu diacritice era rancat pe poziția numărul 1 și avea un trafic, nu știu, de vreo 200 de hituri pe lună maxim. Okay. Ăla fără diacritice era rancat pe pagina a doua, aceeași pagină, da? Era pusă pe pagina a doua, cum a fost experiment făcut de noi. Pe pagina a doua, dar dacă ar fost pe pagina ar fi avut de 10 ori mai mulți vizitatori. Și am zis, bă, what the f***? Nu este ok. Cineva fură curent, pentru că noi știam de la Google că Google nu face diferența. Diacritice, non-diacritice, contează ce cuvântul. Face, ce să vezi surpriză? Zic, bă, hai să ne uităm la ăștia mari. Uitați-vă, mă, la EMAG să vedeți cum îți scrise textul. O să vă crape mintea că n-au diacritice. Și eu cam la... Și de-am nici atât. Am în platou apostrof O. Mi-a dat la singur? Păi tu ai
instantaneu în momentul în care ai pus cărligul acolo. Adică, adică eu știi că nu știu cum se citește. Plato. Dar ou ăla din ce limbă e? Bă, nu e o limbă. E fără limbă. Numele l-a făcut... Nu-i plac limbile lui Marian. L-a făcut pe meu Andrei. Andrei Bucur. Că și, bro, și salut Andrei Bucur, și ne place tot ceea ce faci pe grafic, suntem fanii tăi. Top omul. Și el cumva a dus-o pe partea de Platon. Da? Platon. Să te duci o leacă să te marketezi cu el. Da. Că și în fața, e cam fața lui Platon acolo, dacă te uiți în spate. Da. Dar hipiot. Mă, crezi că nu m-am gândit la chestia asta? Dar e foarte tare, dumă. Acolo a fost ideea. De acolo a plecat. Ce foarte tare, dumă. Înțelegi? Ba, de acolo și nu mai platouri. Deci acolo am legat-o noi. În nișa asta ne-am dus. El mai mult, el a fost conceptul. E foarte, 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 da, foarte tare. Da, adică, mie mi se pare că logo-ul tău și felul în care te marketezi, repet, exact cum ai zis la început și cred că mai zic încă 200 de ori, adică pot să o zic în podcast, o zic și pe stradă cui vrei tu, e, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai fine marketeri pe care le-am văzut la nivel de Ploiești. Apropo, Ploieștiul ăla care nu se întâmplă absolut nimic. Aia, uite că se întâmplă, ce să vezi, surpriză. Se întâmplă chestii, numai că nu știți voi să le vedeți. Mamă, a venit Andu, era cu telefonul la ureche, trebuia să vorbim cu ce. Dacă ești ăla care m-ai sunat acum, n-am cum să vorbesc cu tine. Dar o să vezi tu mai încolo. De ce? E ok. Wait for me. Da. Îți mai pun o singură întrebare și după aia îți dau voie. Am zis, am promis la început că te țin din harcoreală, dar n-am putut. Nu e de altă întrebare. Nu zic. Stai să mă gândesc la o întrebare care să aibă relevanță pentru, nu știu, Robin. Ce întrebare să-i pune lui Marian? Pentru că Marian e un om de, nu știu, e polivalent. El nu, el are foarte multe valențe. Adică la Marian te aștepți acum să vină, să îți aducă cea mai mișto mâncare, după care îți aduce cele mai mișto dulciuri, dar în același timp, eu știu că dacă am nevoie să-mi fac un tricou foarte șmecher sau niște flyere sau niște banner sau niște treburi, din când mai sunt și pe la Marian, că Marian mai rezolvă niște treburi. Marian este... Știi vorbea, am un băiat. Ai un băiat? Am un băiat, dacă vezi, am un băiat, Marian. Ți-ai luat BMB? Am un băiat. BMB-ul ăla, ți-l dorești? Îl am, îl am, dar îl vând. Aole. Dacă vreți o mașină bună, care mi-a mâncat 5 ani din viață, o vând. Hai să o marketăm cum trebuie. Da. Nu o vând, nu-mi place. Nu-ți place. Ce ani e? 2012. Da. Câți kilometri? 220 un pic. Full option, full tot, fără piele. Seria 5, nu? Da, 5. Domnilor și domnilor, dacă vă doriți un seria 5 absolut mirobolant, care funcționează ireproșabil și are garanție de 2 secunde după ce îl cumpărați, știu cu siguranță că i s-a curățat admisia, că na, este BMW. Da, da, da. Vlad, te iubim că ai BMW. La mine în firmă colegii, apropo, la mine în firmă colegii au început să-și cumpere mașini de-asta, de lux, știi? Că în programare, nu știu dacă știi. Bine înseamnă. Scuze. Dacă deschizi știrile, prima știre e aia. IT-știi care sunt scutiți de taxe, nesimțiți, își cumpără Lamborghini toată ziua. Toată lumea are. Toată lumea. Eu am două. Două. Am un Lambo și un Ringhini. Două mai mici. Da. Ringhini e după ce... N-am cu Ringhini. N-am mers. Vine Marian BMW, deci dacă vreți... BMW. Bă, bună mașina. BMW. Dacă vrea cineva... BMW. Hai, te las să-mi pui, să-mi dai o provocare, să-mi pui o întrebare, să mă pui să fac o flotare. Flotare, nu. Bă, dacă nu făceai treaba asta, nu făceai, habar n-am, treaba asta, faci 1000 de treburi. Dacă nu făceai promovarea asta online, marketing, așa, site-uri, ce altceva voia în sinea lui Marius să facă? Ce-și dorea el cu ardoare? Ce ia voia el să facă de fapt, uite, drept? O să te surprindă răspunsul. Nu spune că asta. Nu fi plauzibil. Nu. Uite, vezi că și asta e un pic de mâncătorie, știi că eu cred că orice antreprenor pe lumea asta are pe undeva și un alt fetiș cu un alt business, știi? Numai că prea puțini au cojones ca să-și recunoască treaba asta. La mine marketingul a fost mai mult decât pasiune și e în continuare mai mult decât pasiune. Adică, rahat. Făceam social media management în 2009, când nu exista conceptul de social media management. Aveam clienți, îmi puteți să căutați. Indigo Cigar, încă există pagina de Facebook. Asta a fost pasiune. Dar dacă aș fi avut de investit foarte mulți bani într-un business, businessul meu cu siguranță ar fi fost un super service auto. Serios? Cu servicii complete de concierge, cu spălătorie, cu absolut tot. Adică eu în capul meu visez și încă visez, că poate la un moment dat o să întâmple treaba asta, ca, nu știu, să mă duc la un service, cum mă duc, de exemplu, la Harry, bă, las mașina, în secunda 2 mă întreabă, ok, tu ce faci în următoarele 4 ore cât se repară mașina? Și eu zic, bă, trebuie să mă întorc înapoi la muncă.
vine un gigel, fie mă duce, fie îmi dă o mașină la schimb, asta am văzut că deja a început să se poarte, dar cumva în serviciul ăla, nu știu, vreau, mi-aș dori foarte tare să fie farmacie, înțelegi? Și să fie, la final când iau mașina de acolo, eu din respect pentru mecanici, de regulă îmi dă mașina curată, adică mi se pare de că... Absolut. Să te duci în serviciu cu mașina jegoasă, știi? Și reparată. Exact. Fie gluma aia, cum vii cu mașina asta, ca o ție bate? Cum vii cu ea așa în serviciu? Nu, că am adus-o, da, ca să constat că e reparat. Nu, dar cumva mi se pare de bun simț să duc mașina curată, stricată, și să iau înapoi în stare ireproșabilă. Da. Și în același timp să primești și o consultanță de tipul, bă, uite, vezi că pe viitor ar trebui să faci asta, asta, asta. Acum, eu știu că mulți o să zică, bă, există serviciul ăla. Eu nu cred că există serviciul ăla. Nu l-am văzut nici eu. Mai mult data, eu cred că zona asta de servisuri auto e încă deficitară atât din punct de vedere a oamenilor, cât și din punct de vedere a gestionarilor de business. Există câteva business-uri care sunt mișto, le-am văzut, uite, știu și prin Ploiești și le pot număra pe degete, unde mă duc cu mare drag, dar în marea majoritate a cazurilor e hit and run. Mă duc cu o problemă la mașină, văd că n-au treabă și de regulă am pățit pe la reprezentanță treaba asta. Și ajung să nu mai calc pe acolo niciodată, sau mi se vorbește în nas, sau li se rupe, da, sau n-au timp, asta e lege, știi? Niciodată, mă rog, nu vreau să fiu nici eu obraznic, pe unde am fost la reprezentanțe, bă, nu mai... Deci jur, de la oameni și la servicii, zero. Adică prefer să merg la gel în colțul străzii, care omul e pasionat și al lui, adică trage cu suflet, decât să merg la un grand ăsta care, habar n-am, și e arogant și mi-a o tipă la... Ce mașină aveți? Oftați acolo. E pe sistem de bogăție, da, știi? Da, da, da. Apropo de adică chestia... am văzut și nu... Deci fii antenă, mi-am cumpărat, am avut la un moment dat un Megane 4, cea mai proastă mașină de pe planeta asta, în caz că nu știți, dacă vrei să bagi bani într-un Megane 4, mai bine du-te cumpără BMW-ul de la Marian, crede-mă, că e mai câștigat. Mulțumesc. Deci mașina aia nici măcar gunoi nu se putea numi, e dincolo de gunoi. Nu, Megane 4. Deci ca să înțelegeți, mașina aia un an de zile cât o sta la mine, a făcut 22.000 de kilometri, a intrat de 14 ori în service. 14 ori. La 300 de kilometri, o reprezentanță foarte celebră din Ploiești, nu o să le dau numele, dar ei știu cine sunt, pentru că sunt niște bune la care eu nu mai calc, au vrut să schimbe planetara la 300 de kilometri. La 300 de kilometri. Păi? Domnul inginer. Păi? Da, e o altă chestie, nu, isteți. Da, altă chestie vreau să vă povestesc, că haina nu face omul. Da, eu nu știu dacă ați observat, eu mă îmbrac la tricou. Eu cămașă pe mine nu prea pun decât că când mă duc la anunț și nu mă prea duc, sau când mă duc să mă întâlnesc cu un client unde știu că eticheta cere că așa e frumos să te îmbraci, nu poți să te duci tu mai eu și omul să aibă o prestanță. Dar când am relații cu serviciul, cu whatever, cu furnizorul, mă duc că stați eu, na, lejer. Și ajung la programare, la servici, prietene. La reprezentanța de pe Ploiești. Bună ziua, bună ziua, am venit cu mașina în garanție. Eu îmbrăcat boschetar, că e, apropo, să știți că e un lux să fii boschetar în România. Și mă ia domnul de la recepție. Da, 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 că așteptați. Aștept. Aștept. Se face ora la care trebuia să intre mașina, adică 8:30, se face și 3:05. Nu vă supărați, domnul, de la poși, mai aștept. Da, 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 mai așteptați, mai așteptați. Mai aștept vreo 10 minute. Bă, că mai apăreau alții, știi, mai unul, mai altul. Și la un moment dat apare prietenul meu, un șofer. Bă, șofer. Avea omologat sau ceva. Dar era șoferul cuiva. Când a intrat șoferul în reprezentanță, zici că s-a deschis cerul, mă înțeleg? A, bine ați venit, domnul. Te-a trimis domnul Frederic, mare CEO? A, da, m-a trimis. A, vă rugăm frumos, poftiți. Eu în clipa aia, m-am uitat la aia și am zis, bă, adică îmi cer scuze în primul rând că te fac prost, nu că n-ai fi. Dar, zic, m-ai văzut mai prost îmbrăcat și ai impresia că ce, m-a trimis șeful aici să aștept să-mi bagi mașina service? Zic, îmi șeful. Zic, na, diferența între noi doi este că eu angajez oameni ca tine și tu stai și te uiți și vorbești de sus doar pentru că ai o poziție. Păi nu, domnule, că vă rog frumos că m-a schimbat. Mie îmi pare rău că cumva m-am poziționat, da, că nu era frumos. Da, da. Așa ceva. E horror să trage omul jos. Da. Dar dacă mă vede Gigi-ul ăla, care by the way, sper să nu mai lucreze niciodată în relații publice cu oameni. Vreau să spun că nu se face așa ceva. Și ăsta e motivul pentru care ne pierdem foarte mulți nervi, doar pentru simplu fapt că nu sunteți să vă țineți în stare să vă țineți niște chestii pe care le promiteți. Păi dacă am programare la 8:30 și nu mă poți primi la 8:30. Primește-mă la 9 fără un sfert. Zin să aștept, nu e o problemă. Dar nu băga pe altul în fața mea. Că când bași pe altul în fața mea, ești potisme. Mamă, de ce ai zis episodul ăsta de atâtea ori?
Dacă ești să știi că nu la tine ne referim. Bulanul prerogativ, adică unul care are bulanul gros. Bulanul de la bulangerie. Obraz. Notre Paul Don Ventrecourt, se știe. Obraz. Obrazul. Vrei să le mai zici ceva? Nu. Eu m-am ales. M-am distrat. Da, mă, fă Caterin, că... Mai facem? Apreciez că... Că am fost primul. Da. Bă, că ești numai bine, că ești primul. Gen te-ai dezvirginat. Ce mai vorbim, bă? Cine a fost? Mă, știi cât de început cu Marian? Marian a fost primul. Când faci milionul, cintea... Meleardul. Cintea... Bă, Marfă, e un proiect de care chiar... Bă, eu zic că avem nevoie. Noi ăștia mici din Ploiești care... Cumva suntem, cred că toți prieteni, avem nevoie de asta de un refresh de asta, să ne povestim, să ne vedem și altfel și să spunem și povestea. Adică Marfă, de chiar de mult am zis, zic, hai mă unul care... Să fac! Hai mă unul! Și ne-am nimerit noi de în aceeași cameră, da, aceeași da, și de Juvenil da, și Robin. Zic, hai mă unul să dea cu, auzi, cu pietre. Câte camere? Trei! Trei! Câte? Câte trei, camere? Bă, eu, fii antena, am observat o chestie și se poartă la noi, la zona asta de digital. Ownerii de agenții de marketing, și acum vorbesc de ownerii aia cu țiglele pe mansardă, adică nu aia puși pe furăciuni, pe prostit clienți, nu, vorbesc de, m-am prietenit cu niște oameni efectiv în digital. Bă, am observat că oamenii ăștia au exact aceleași așteptări de la viață ca și mine. Eu nu pot să privesc o agenție care face web design, care face marketing, care face SEO, că până la urmă facem toți chestia asta. Nu pot să o privesc ca și concurentă sau să mă raportez într-un mod nașpa la ea decât dacă ei își doresc să facă asta. Aminte, eu plec de la premisa că noi toți suntem prieteni și trebuie să fim așa o comunitate mare. Și cred cu tărie că genul ăsta de podcast în care... Podcast. Genul ăsta de discuții manifestare, așa, poate să creeze un mediu propice în care să poți să vorbești și cu toate cuvintele din Dex, da, de la tine și în același timp și invers. Da, mă, da. Pe partea altă să pricep că cumva business-ul, dincolo de toate, nu știu, restricțiile, de toate lucrurile care ți se spun că, bă, că trebuie să le faci să fie automatizat, poate să fie, de fapt, e despre oameni. Că, nu? E despre oameni. Domnilor, domnilor, am fost Marius de la Magic 5 cu Marian de la Plato Restaurant. Știi cum a zis eu? Plato Restaurant. S-a sus și automat gheață la da. Le Bonbon se știe cele mai dulce gărie și în spatele camerelor este Robin Eparu de la Else Production. Nu o să-l vedeți până îl prind eu odată și o bag într-un podcast. Mă, vă știți cât de râde Robin? Deci nu mai imagine, deci Robin. E la față, mă, și mă. Vă mulțumim mult, ăsta a fost primul episod din inteligența art digitală care a fost mai mult sau mai puțin inteligentă, inteligență mai mult art decât digitală. Revenim, următorul episod o să fie absolut fenomenal, dar apare peste o lună, că na, noi ne mișcăm greu, că avem și alte chestii de făcut. Marian, mulțumesc, să ne revedem cu bine. Sănătățuri. Sănătățuri. Hai pa, la și acum să mâncăm. Eu vreau să mânc. Dar și eu sunt leșinat, ești nevoie, nu mai pot.